Romero și domnilor, bine ați venit la sărbătoarea zilei persoanelor vârstnice. În februarie 1991, Organizația Națiunilor Unite consacra ziua de 1 octombrie ca zi internațională a persoanelor în vârstă. În Câmpina funcționează numeroase asociații ale pensionarilor care fac posibilă petrecerea timpului liber al persoanelor vârstnice cât mai plăcut, din care aduc și o contribuție la bunul mers al comunității câmpinene. Prin grijă Consiliului Local și al Primăriei Municipiului Câmpina funcționează acest club al pensionarilor, unde mulți dintre ei joacă șah, remici, desfocate sau revistă, sau organizează excursii. Salutăm prezența în mijlocul nostru a domnului primar al Municipiului Câmpina, domnul inginer Horia Valeriu Cristianu, a Comitetului de Organizare al Clubului Pensionarilor și a Președinților Asociațiilor de Pensionari. Mă bucur că ne vedem astăzi la ziua persoanelor de vârstă a treia, a spune eu. Astăzi, când uitându-mă la dumneavoastră, văd foarte mulți oameni cunoscuți, văd colegi din Neptun, văd fost primar, văd colegi în partide, din Asociația Cadrului Militare Rezervă din Ministerul de Interne, ce are pensionar și așa mai departe. Este o treacă și consilier local, domnul consilier face comuna de acolo din spate, trebuia să vină mai în față pentru că... Sunt cu baba. Da, este alături de noi. Deci sunt multe persoane cunoscute, persoane care atunci când au lucrat, au ridicat acest municipiu. Acest municipiu s-a bazat pe munca dumneavoastră, pe munca dumneavoastră și pentru aceasta vă mulțumesc, pentru că dacă astăzi Câmpia arată așa cum arată, este și datorită muncii dumneavoastră. Dacă fiecare muncește așa cum trebuie, la locul de muncă, iată că avem un municipiu, zic eu, invidiat, așa cum ne spun cei care vin în alte localități. Primăria și Consiliul Local încearcă să marcheze fiecare an această zi a persoanelor de vârstă a treia, așa cum marcăm și Ziua Femeii, tot aici la Clubul Pensionarilor, în acest club al pensionarilor, care, deși nu este spectaculos, nu este foarte mare, încearcă să atingă toate dorințele dumneavoastră, care, dacă mai sunt peste ceea ce există acum, vă rog să le aduceți la cunoștința noastră, a Comitetului de Organizare, a Roxanei Anghelor, pe care o vedeți aici, și, cum să zic, limita posibilităților vom reuși să satisfacem, zic eu, dorințele dumneavoastră. Mulțumesc celor care s-au ocupat de organizarea acestui eveniment. Văd că avem și din partea unei bănci aici reprezentanți și un ansamblu de copii, de tineri, care vor evalua alături de dumneavoastră, alături de Sasha, care este și el un tânăr pensionar. Și vreau să vă urez să aveți multă sănătate, să aveți o viață lungă, să aveți succes în tot ceea ce realizați și să fiți alături de noi, pentru că noi ne mândrim cu generația dumneavoastră. Pentru că dumneavoastră sunteți baza pe care s-a clădit Câmpina și dacă ai istorie, dacă ai o bază, poți să ai și viitor. Vă mulțumesc foarte mult! Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice este sărbătorită în fiecare an la 1 octombrie. Cu această ocazie, Toraya Ahmed Obaid, director executiv al Fondului ONU pentru Populație, ne amintește cât de valoroși sunt oamenii, indiferent de vârsta lor, iar noi românii ne putem aminti de cunoscutul proverb: cine n-are bătrân să-și cumpere. Filiala Câmpina, Asociația Națională a Cadrelor Unitare din Rezervă și Netragere din Meane. Cine preia această diplomă? Urmează o diplomă pentru sucursala Câmpina, Asociația Națională a Cadrelor Unitare în Rezervă și Netragere din MEAI. O diplomă din partea Societății Inginerilor de Petrol și Gaze din Câmpina. Nu vrea.
altă diplomă pentru subfierea câmpii Asociației Naționale a Cultul Eroilor Regina Maria. Consilier Bulăr. O diplomă pentru Asociația Pensionarilor din Câmpina. La vicepreședinte sau cine? O diplomă pentru Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Câmpina, domnul Niculescu. Felicitări! Și cu asta cei meritoși au fost premiați și urmează un scurt program artistic oferit de câțiva dintre elevii talentați ai liceelor câmpinene, Șchiopu Gabriela, de la Liceul Energetic, a Catrinei Alexandru, din partea Liceului Forestier, și Nica Miruna, de la Liceul Energetic, și la sfârșit și subsemnatul care își permite să cânte ceva pe rând noastră. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.